Nici nu știi ce mănânci, dar nici nu poți afla nici dacă fast food-ul de unde te aprovizionezi a fost călcat de inspectorii OPC și aceștia au găsit carne stricată, pentru că legea nu le permite celor de la protecția consumatorului să îți spună cine e în regulă și cine nu. După un deces și zeci de toxi-infecții alimentare, autoritățile au demarat controle și dacă au verificat, au și găsit, cel puțin în Cluj, carne expirată de o lună și jumătate, frigidere ruginite în care zăcea mâncarea ce urma să fie vândută și cărnuri și produse ambalate ori depozitate necorespunzător. În concluzie, comerciantul care a fost prins cu toate aceste nereguli, un vânzător de produse de tip fast food, a primit o amendă de 30.000 de lei. A rămas, evident, și fără cele aproape 24 de kilograme de marfă. În plus, activitatea i-a fost suspendată temporar.